v-am regăsit, dragi prieteni! Ne aflăm la o nouă ediție a emisiunii Între Scriptură și Ziar. De această dată cu ceva care este puțin în lateral față de preocupările noastre de fiecare emisiune. Și anume, am pornit de la o amintire pe care o am încă din vremea studenției. Eram proaspăt student în București și pentru cei care și-au petrecut studenția în anii 90 în București, în zona universității, mai erau încă urmele de gloanțe pe acolo, mai era încă acel stâlp în memoria eroilor, dar era deja Piața Liberă. Deja cumpăram cărți care fuseseră interzise. Apăreau casete audio mai întâi, apoi primele CD-uri mai târziu, dar era acea literatură la care visam, pe care o xerocopiam, romane despre care știam că au fost puse sub în atenția securității. Și între acele standuri de casete, cărți de anticariat, am văzut ceva care mi-a atras atenția, psaltirea. Aceea a fost prima mea psaltire pe care am cumpărat-o izolată față de canonul Scripturii. Am luat-o acasă, am răsfoit-o și este încă o carte care mi este foarte dragă. După aceea am început un proiect personal încă din vremea tinereții mele, adolescenței mai târzii și apoi a tinereții în studenție, am început să cânt din psalmi. Am început să cânt din psalmi în toate variantele, și în traducerea ortodoxă, și în noile traduceri care apăreau. Era atunci o traducere Triunghi, apoi din traducerea Cornilescu, ca să descoper, ani mai târziu, cu ajutorul prietenului meu Cristi Țepeș, că există o psaltire care poate fi cântată, de la psalmul 1 până la psalmul 150. Nu știam cine a creat, nu știam cine a făcut versurile, ca să aflu că două nume foarte rezonante în mediul evanghelic, și anume, cum ziceam noi pe vremuri, fratele Niculiță Moldoveanu și fratele Traian Dorz au participat împreună la acest proiect și au realizat această bijuterie. Aveam să o văd ani mai târziu și acum, recentisime, am aflat că acest proiect a fost reluat. Pentru aceste noutăți și pentru a discuta acest proiect, l-am invitat în studioul nostru pe lector universitar dr. Emanuel Bărăceanu. Bine ați revenit! Noi ne-am mai întâlnit în studio, bine ați revenit! Bine v-am regăsit, mă bucur să fiu cu dumneavoastră și într-adevăr este un subiect drag inimii mele și aproape de ceea ce am lucrat. Și este un subiect de interes, cred, pentru tot creștinul din țara noastră. Da, bine spus, pentru tot creștinul, pentru că indiferent de confesiune, să nu uităm că fratele Nicolae Moldoveanu și fratele Traian Dorz vin dinspre mediul oastea Domnului, care are rădăcini și are corespondență cu Biserica Ortodoxă. De asemenea, au fost foarte populari în mediul evanghelic prin poezia și cântarea pe care au compus-o și cred că acest proiect devine interesant și pentru alte confesiuni, confesiunea catolică, greco-catolică, pentru că este o psaltire cantabilă de la psalmul 1 până la 150, după cum o să vedem detaliile tehnice imediat, și a cânta cuvântul lui Dumnezeu. Mi se pare o achiziție pentru limba română extraordinară. În alte limbi mai sunt asemenea proiecte, dar pentru limba română mi se pare că acest proiect este unic. Spuneți-ne câteva lucruri despre istoria primei ediții. Cum s-a născut proiectul, cum au hotărât cei doi, mi se pare fascinant. Am citit în introducere toate aceste detalii, dar vreau să le facem publice și digerabile și pentru prietenii noștri. Într-adevăr, cum ați povestit, v-a ajuns la urechi un proiect inedit, pentru că nu a existat în România o asemenea inițiativă. Singura sau cea pe care la care ne mai putem raporta e de prin 1660, când apare o psaltire genoveză care încearcă să adapteze textul biblic
la muzica psalmilor genovezi, la muzica psalmilor lui Calvin și a psalmilor reformați. De atunci n-a mai fost o inițiativă în acest gen, din ce știm noi, dar inițiativa asta a pornit practic dintr-o colaborare, dintr-o prietenie cu Richard Wurmbrand. Richard Wurmbrand se întâlnește cu Nicolae Moldoveanu și îi propune: măi, frate Niculiță, ce ar fi să faceți voi, tu și cu Traian Dorz, o versificare și o așezare pe muzică a cântării cântărilor, a cărții Cântarea Cântărilor. Și această idee a rămas la stadiu de proiect, oarecum, nu știu, la scurt timp, oricum, după ce a fost lansată ideea asta, Wurmbrand a intrat în închisoare. Nicolae Moldoveanu reia legătura cu Traian Dorz și se gândesc că poate cel mai potrivit ar fi să facă psalmii și să-i facă în acest fel, în această idee, să-i versifice și să fie puși pe muzică, să poată fi cântați. Mă gândesc că, fiind o carte poetică, așa cum a fost și Cântarea Cântărilor, și cum au avut ca destinație comună cântarea, și a fost scopul lor să fie cântate aceste texte, mă gândesc că de aici a pornit legătura și probabil o mult mai mare aplicabilitate în biserică a faptului că psalmii pot fi cântați. Să nu uităm că există un precedent fascinant de altfel, un răspuns la psaltirea genoveză, și anume psalmii lui Dosoftei, care fusese reversificați. Și pentru cei care cunosc acea psaltire a lui Dosoftei, este o proză ritmată, dar nu se poate cânta. Nu există ideea aceea de strofă. Strofă care poate ca un psalm să poate fi cântat, trebuie să îndeplinim câteva condiții, nu? Trebuie să avem o linie melodică invariabilă, da? Repetabilă. Repetabilă, și lucru care mie mi s-a părut absolut extraordinar și imposibil pentru ceea ce am încercat eu în micile mele experimente, să versifici în așa fel, să împarți în așa fel, să pui într-un anumit sistem metric strofă după strofă după strofă, și ia să ne gândim, psalmi care au 4-5 versete, dar psalmul 119 să-l pui în acest regim repetabil. Asta mi se pare că este, și despre asta aș vrea să vorbim un pic, despre munca aceasta titanică, absolut admirabilă. Da, apropo de strofe, și psalmul 119, el a primit un regim special în cartea Cântările Psalmilor Dorz Moldoveanu, și anume faptul că au existat, pe faptul că structura psalmilor la origine a fost alcătuită din 22 de secțiuni, conform De câte literelor din 8 câte versete, 8 versete, da. conform literelor din alfabetul ebraic, astfel încât așa au gândit de la bun început proiectul, ca fiind 22 de melodii diferite. Diferite, Da. da. Dar în alte situații, într-adevăr, când ai 17 strofe sau 25 de strofe, ai aceeași melodie. Provocarea, desigur, este mare. Să fii, în primul rând, în metru, să fii în ritm, să ai același număr de versuri pe fiecare strofă. Asta e provocarea poetului, în principal. Asta e provocarea poetului și apoi, desigur, a compozitorului, să poți să nu plictisești cu melodia, unul la mână, doi, să nu ajungi în niște contexte ciudate în funcție de strofe cu melodia. Și aici e iar o artă, să poți să faci ceva suficient de maleabil pe fiecare mesaj, care poate fi diferit de la o strofă la alta. Dorz și Moldoveanu au lucrat la proiect din 1947 până în 1950. O perioadă tulbure pentru România. Desigur, lucrarea n-a fost publicată decât după căderea comunismului, în anul 2000, deci după 10 ani, 11 ani. Dat fiind că Moldoveanu avea la rând multe cărți deja nepublicate, și rândul cântărilor, psalmilor, a ajuns undeva în anul 2000, când a fost de fapt publicată împreună cu Moldoveanu, împreună cu Iosif Lazar și cu editura Comorile Harului. Dar colaborarea lor s-a dovedit una excelentă pe acești psalmi. Deci 47-50 asta înseamnă 3 ani.
Trebuie să menționăm că în vremea aceea fratele Niculiță lucra și era un regim extrem de solicitant de muncă, venea din istorisirile apropiaților și a fratelui Lazar, a sorii Daniela, venea după slujbă, frânt de oboseală și începea până târziu în noapte să lucreze la versurile fratelui Traian Dorz, versuri care se modificau din când în când. Aici era o altă provocare. Da? Deci era o primă variantă pentru care se făcea o linie melodică și munca uneori era îngreuiată de faptul că fiind, avem de-a face cu doi perfecționiști, da? Două minți extrem de agere, dar doi perfecționiști care căutau, fratele Traian Dorz căuta să rafineze la maxim produsul finit și atunci trebuiau făcute alterații la linia melodică. Da, și nu s-a oprit Traian Dorz nici după încheierea proiectului. El a tot continuat să rafineze la psalmi. Dovadă stă o publicare a psalmilor de către editura Oastea Domnului prin anul 2005. Și diferă semnificativ psalmii făcuți cu moldoveanul. Sunt anumite zone identice, dar altele care sunt chiar modificate. Câte două versuri n-ai putea să le spui că sunt din aceeași. Da. A avut tot timpul dorința de a se perfecționa. E un pic diferit de Nicolae Moldoveanu, care considera că ceea ce a primit de sus aia este. Și din această dorința dumnealui a fost practic și dorința ca ceilalți să nu umble la text, la muzică și la text. Da. Deci au putut totuși să colaboreze și asta e extraordinar. Admirabil, mai ales pentru că noi românii nu suntem cunoscuți pentru colaborări de lungă durată. Mai degrabă suntem cunoscuți pentru ciocniri de orgolii, pentru invidii, pentru lucruri de acest fel care ne arată, cum spunea Constantin Rodulescu, motru defectele ca națiune. Dar iată un lucru admirabil și aici bănuiala mea este că a fost, și spun ironic bănuiala, a fost însoțirea specială, miraculoasă a Duhului Sfânt al Lui Dumnezeu peste această operă. Este o provocare pentru colegii mei filologi să compare cele două ediții, ediția din 2005 cu ediția din 2000, dar asta pentru un proiect de cercetare separat. Așadar, avem o ediție publicată în 2000. Ea n-a fost foarte răspândită. Eu am avut marea binecuvântare, ca să zic așa, prin intermediul lui Cristi Țepeș, să pun mâna pe o asemenea ediție pe care am păstrat-o cu mare respect în bibliotecă și apoi am auzit zvonuri că un frate, Eugen Tămaș, cu alt frate, pe fratele Eugen nu-l cunoșteam la vremea aceea, încurajează cântarea psalmilor. Mai întâi am văzut site-ul pe care l-au pornit, apoi am aflat de acest proiect și am aflat că sunteți implicat direct în acest proiect. Ați avut atunci încurajările și rugăciunile noastre. Cât a durat această nouă ediție pe care o avem acum în față? A durat un an și cinci luni, cred. Cinci luni lucrul la ea. Am început, de fapt, în mai 2021. În plină pandemie. Și în septembrie 2022 am avut lansarea cărții. Da, la care cu drag am participat. Puteți să prezentați, are o formă grafică și formă tipărită excelentă, în condiții grafice și de tipar foarte frumoase și cred că putem să prezentăm coperta, putem să prezentăm, este o realizare excelentă, felicitări pentru această realizare, hârtia de foarte bună calitate, legătura de foarte bună calitate, ca unul care sunt pasionat de cărți, mă uit la toate aceste lucruri, pentru că urăsc să, la o carte atât de groasă să înceapă să-mi zboară foi în momentul când este răsfoită și mai ales că va fi o carte care este folosită intens de coriști și de
trece prin multe mâini, este bine că este realizată în această formă. Da, dacă deschizi la Psalmul 150, stă deschisă. Da. Deși e foarte groasă și la Psalmul 1 stă deschisă. Deci e o lucrare bine făcută și am avut un prieten foarte bun, Adia Brudan, care ne-a ajutat foarte mult și în partea de tehnoredactare și în partea finală de negocierea tot ce însemnat calitatea materialului și a legăturii. Și a... Practic ați început de la zero, ați retranscris absolut tot. Da. Deci s-a scris nota în programe de editare profesionale, apoi s-au scris versurile. Da, versurile și de ce nu s-au scris versurile, tot cei care deschid, de ce nu s-au scris versurile sub, cum suntem obișnuiți, la cor? Asta poate fi o întrebare a unora. Da, de ce nu sunt toate strofele sub portativ? Portativ. Pentru că în cazul psalmilor avem foarte multe versete de multe ori. Și atunci, ca să existe o singură regulă pentru toți psalmii, dacă ai avea foarte multe versuri, strofe sub linia melodică, desigur nu mai poți urmări nici măcar acele versuri. Plus că din raționamente de așezare în pagină, efectiv asta a fost cea mai bună opțiune. Am constatat, spre o surprindere pozitivă, să zic, faptul că chiar te ajută să memorezi mai bine psalmii. Faptul că ai notele pe o parte și versurile pe cealaltă, memoria ta e provocată să facă pașii ăștia și să învețe mai ușor să cânte. Și este fantastic cât de repede se pot memora textele din psalmi prin cântare. Da. Este extraordinar. Și se pare că Dorz Moldovean au înțeles puterea muzicii pentru memorarea cuvântului lui Dumnezeu. Ca filolog vă pot confirma că cea mai bună modalitate de a învăța o limbă străină, spre exemplu, și un bun instrument mnemonic este să cântăm. De asta învățăm copiii, cântăm. De asemenea, pentru mine, psalmii pe care i-am cântat întotdeauna au rămas cel mai bine fixați în memoria de lungă durată. Este un avantaj pentru toate categoriile de cântăreți. Cântăm în privat, putem să cântăm solo, putem să cântăm în grupuri de familie, putem să cântăm în grup de părtășie, putem să cântăm quartete, quintete, octete, putem să cântăm în coruri mai mari sau mai mici. Exact. Da? Deci cartea aceasta are aplicabilitate începând din cămăruța de închinare, unde ne refugiem în conformitate cu textul din Predica de pe Munte, să ne uităm în cuvântul Domnului să ne vorbească, până în sanctuare, în care putem cânta împreună cu adunarea Sfinților în închinare. Da, exact. Acum, spuneam că e prima, să spunem, prima de astăzi, psaltire care poate fi cântată. E adevărat că și psaltirea în text poate fi cântată până la urmă. E acea intonație în monodia specifică a liturghiei. Da. Oficiale, ortodoxe sau așa. Deci se pot cânta, dar nu se pot memora așa ușor. Da. Tocmai de aceea distribuirea în strofe face lucrurile foarte accesibile pentru oricine. Da. Și despre asta e vorba. Aici este miza, până la urmă, cuvântul lui Dumnezeu să ajungă în inima noastră prin chiar aș cântare. Vrea să facem un experiment. Spre exemplu, eu voi citi din traducerea Cornilescu Psalmul 150 și pentru că ați avut deschis la Psalmul 150 să citim doar. Să citim versificația, o să ilustrăm în timpul acesta, în timpul emisiunii noastre și muzical, cu câteva înregistrări, dar haideți să citim Psalmul 150 și vom citi și Psalmul 23 și apoi să vedem care sunt diferențe. Este o diferență de mesaj semnificativă? A sacrificat Traian Dorz? Pentru că am putea avea suspiciunea, dacă nu dăm acest exemplu, că au fost sacrificate sensuri, s-a instilat o altă hermeneutică acolo, au fost modificate idei. Haideți să vedem dacă corespunde. Psalmul 150.
Lăudați pe Domnul, lăudați pe Dumnezeu în locașul lui cel sfânt, lăudați-L în întinderea cerului unde se arată puterea Lui, lăudați-L pentru isprăvile Lui cele mari, lăudați-L după mărimea Lui nemărginită, lăudați-L cu sunet de trâmbiță, lăudați-L cu alăuta și harpa, lăudați-L cu timpane și cu jocuri, lăudați-L cântând cu instrumente cu corzi și cu cavalul, lăudați-L cu chimbale sunătoare, lăudați-L cu chimbale zângănitoare. Tot ce are suflare să laude pe Domnul, lăudați pe Domnul. Să vedem acum cum sună în versificația lui Traian Dorz. Lăudați pe Domnul neamuri, lăudați pe Dumnezeu. În locașul lui cel mare, lăudați-l toți mereu. Lăudați-l cât e întinsul cerului strălucitor, unde a lui putere mare se arată tuturor. Lăudați-l pentru a sale mari sprăvi și al său sfânt dar. Și-l slăviți după mărimea lui cea fără de hotar. Lăudați pe Domnul în trâmbiți și în harfe și alăut. Lăudați-l cu timpane și cu jocul cel plăcut. Lăudați-l toți din strune și din sunete de caval. Lăudați-l din chimvale, din răsunător chimval. Lăudați-l, lăudați-l, tot ce-i viu pe acest pământ, să slăvească în veci pe Domnul. Lăudați pe Domnul Sfânt. Foarte frumos. Da, iată. Dincolo de schimbări de topică și de împerecheri de rimă, avem același mesaj. Este foarte, foarte fidel și mai facem un exercițiu pentru că foarte mulți dintre noi știm Psalmul 23 pe de rost, să mai facem un exercițiu cu Psalmul 23, atât de cunoscut, poate cel mai cunoscut text din psaltire. Domnul este păstorul meu, nu voi duce lipsă de nimic. El mă paște în pășun verzi și mă duce la ape de odihnă. Îmi înviorează sufletul și mă povățuiește pe cărări drepte din pricina numelui său. Chiar dacă ar fi să umblu prin valea umbrei morții, nu mă tem de niciun rău, că tu ești cu mine. Toiagul și nuiaua ta mă mângâie. Tu mi întinzi masa în fața potrivnicilor mei, îmi ungi capul cu un de lemn și paharul meu este plin de peste el. Da, fericirea și îndurarea mă vor însoți în toate zilele vieții mele și voi locui în casa Domnului până la sfârșitul zilelor mele. Domnul e păstorul meu, lipsă nu voi duce. El mă paște în verzi pășuni și la ape dulce, lângă ape de odihnă, la pășune dulce. Sufletul mi înviorează cu povețe în lume, pe cărările lui drepte, pentru sfântul nume. Pe a lui drepte căi mă poartă pentru sfântul nume. Chiar să merg prin valea umbrei morții, nu m-aș teme, că în tot locul tu mă mângâi, Doamne, în orice vreme, cu toiagul și nuiaua ta în orice vreme. Tu mi pui masa în fața celor ce mă văd cu ură, și în paharul meu pui, Doamne, plin peste măsură. Îmi ungi capul și în paharul mi pui peste măsură. Fericirea și îndurarea vor fi în veci cu mine și voi sta în casa-ți sfântă, Doamne, lângă Tine, toate zilele vieții, Doamne, lângă Tine. Ce frumos, da? Vă dați seama, dragi prieteni, că erau persoane care au circulat așa ca un fel de Johnny Mnemonic, au circulat aceste texte în mintea lor, le-au memorat și le-au dus mai departe și există și trebuie să-mi confirmați dacă este adevărat sau nu, există această informație cum că sora Moldoveanu, soția, sora Lena ar fi memorat întreaga psaltire și știa inclusiv cu variante. Așa am înțeles, da. Așa am înțeles, da, că știa, da, toți, da, psalmii, da. Și cânta pe de rost. Și se pare că nu era singura, mai erau persoane din preajma, din proximitatea familiei Moldoveanu, care duceau mai departe, că altfel, cum au circulat acestea în perioada comunistă? Care, deci, a fost înainte de a fi ediția din 2000? Da. Iosif Lazar ne spune că în perioada până să apară magnetofonul, ele circulau scrise pe foaie, da, de mână, și au fost răspândite inclusiv de când a început să le scrie. Și cu notă? Erau și... Cu notă nu, deci trebuiau reținute, trebuiau memorate. Da. Pur și simplu, memorată melodia și așa se duceau.
Și când a apărut magnetofonul, atunci a început să înregistreze Nicolae Moldoveanu. Cam prin ce an se întâmpla asta? Când a apărut la noi magnetofonul, prin 60 și ceva, probabil, prin 60 și ceva. Nu știu mai mult, dar cred că atunci, și atunci au început să circule și melodiile înregistrate dinălui. Deci dinălui, când a apărut magnetofonul, a început să înregistreze. Interesant că a fost deschis la această oportunitate, pentru că din amintirile foarte puține adevărat pe care eu le am cu fratele, el considera că și evenimentul, era un fel de celibidache evanghelic, considera că și evenimentul interpretării în sine este inspirat de Domnul și este un eveniment de închinare. Asta mi se pare foarte interesant că a acceptat să fie înregistrat. Cred că era foarte important să fie înregistrat pentru că nu avea posibilitatea să publice. Era exclus și mai ales să publici muzică. Nu erau nici softuri, nu exista nimic să poți să faci o asemenea lucrare, nici măcar fotocopiere. Și atunci fratele Lazar, din câte am înțeles, a notat note, da? A scris note, a copiat de fapt notele pe care fratele Moldoveanu le-a scris. Da, nu știu sigur la care din cântări sau dacă la toate. Știu că în anii 64-80, în acest interval, Dorel și Marioara Măcelaru de la Timișoara au copiat de mână toate cântările psalmilor, toate cântările Bibliei, celălalt proiect pe care l-a avut Moldoveanu cu Dorz, și încă vreo 5 volume de cântări de ale lui Nicolae Moldoveanu să le cânte cu orchestra și corul bisericii din Timișoara. Incredibil, ce muncă titanică. De asemenea, trebuie menționat că liniile melodice și armonizările pe patru voci sunt intacte Moldoveanu, da? Deci acolo foarte interesant, pentru că m-am uitat aproape peste fiecare partitură. Și uneori sunt dificultăți de a pune, de a potrivi linia melodică cu versurile. Ce obstacole? Pentru că bănuiesc că au fost obstacole aici. Au fost niște obstacole, niște mici obstacole și date fiind și anumite cuvinte pe care Dorz le folosește în limbajul poetic și care nu sunt neapărat, nu ne sunt nouă neapărat familiare. Cum ar veni cuvântul Egipet. Egipet, formă veche pentru Egipt. Nimeni nu știe ce este Egipet și ar citi Egiptului, dacă nu te uiți cu atenție, și atunci ți-ar lipsi o silabă. Și atunci am apelat la niște modalități de a face lucrurile mai clare în asemenea locuri. Sau când Avraam este făcut să intre pe muzică cu trei silabe, Avraham, sau când este făcut să intre cu două silabe, chiar dacă are două litere, dar uneori spune Avram și alteori Avraham. Sau scaun. Scaun, da, pentru că una din vocale devine semivocală și atunci asta e celălalt caz. Pentru cazurile în care am avut de subliniat faptul că sunt silabe distincte, am pus liniuțe între silabe și de asemenea la viață sau viață. Deci avem ambele. Avem ambele, sigur. El a folosit ambele și cu privința altor cuvinte. Dar viață este din două silabe în limba română, acolo nu am umblat. Dar când a fost vorba să le împărțim între ei, a trebuit să pun liniuțe. Dar pentru cuvinte ca scaun și alte cuvinte care în mod normal s-ar citi cu mai multe silabe, dar sunt cele două silabe devin una singură prin rostire rapidă, atunci am pus un simbol de semivocală deasupra. Și poate părea o greșeală de tipar, dar este de fapt un ajutor de aia pronunție. Recomandăm citirea prefaței, citirea notei editoriale la pagina 17, pentru că acolo sunt detalii despre interpretare și despre notațiile din partitură. Da, o adevărată muncă editorială de mare calitate. Am citit de asemenea introducerile, motivarea teologică a cântului psalmilor, sunt adevărate studii de specialitate și recomand profesioniștilor să se uite cu ochi de profesionist. Asta nu e o lucrare de amatori și Eugen a făcut o treabă absolut excelentă în motivările teologice, în studiul teologic, și vom avea o emisiune separată cu dânsul, dar munca tehnică, și aveți
toată admirația mea și felicitări pentru ceea ce s-a întâmplat. Înțeleg că a fost nu numai dumneavoastră, ci a fost o echipă în spate, da? Sigur, cine sigur, a mai lucrat să le... am avut consilieri, oameni cu care m-am sfătuit pe partea muzicală, Kenneth Tucker, Richard Money, m-a ajutat de asemenea Ovidiu Leonaș de la Suceava, oameni care au editat până acum, care au scos cărți, care au publicat, și m-am bucurat să îi avem ca consilieri. Și de asemenea am avut oameni care ne-au ajutat în, de exemplu, Raluca Bojor Hofmeier, care ne-a ajutat cu acordurile și de fapt a făcut corectura acordurilor. Și a făcut-o foarte bine și foarte obiectiv, m-a ajutat enorm. Deci sunt mici alterații față de organizarea inițială a melosului, a tot ceea ce s-au nu, s-a păsat din notația acordurilor, mă refer la notația literală pentru pian, pentru chitară, pentru cei care nu citesc notația muzicală. Un ajutor pentru cei care sunt la început cu notația muzicală. Da. Și atunci am pus notația acordurilor deasupra, dar aici sigur a fost o provocare foarte mare, pentru că în armonie, de multe ori armoniile se schimbă foarte repede. Pentru un chitarist lucrul ăsta e foarte greu, să schimbi acordul la fiecare optime. Da. Și atunci a trebuit simplificată această scriere a acordurilor și tot este complexă, tot a rămas complexă. Da. Am mai făcut o simplificare, și anume ajutor pentru chitariști, pentru tonalitățile cu mai mulți bemoli, și anume am transpus și am scris notația literală de deasupra, de exemplu era în re bemol major și am scris-o în do major. Ei vor pune un capodastru și vor putea cânta foarte ușor în do major acordurile astea, pentru că scrise în do major. Da, foarte, foarte interesant. Și a fost muncă de editare literară, a fost muncă de organizare a materialului muzical și de asemenea studiile de care avem parte. De asemenea, există o altă întrebare care îmi stă acum în minte. Că există diferențe față de ediția din 2000 și această ediție dincolo de studii? Mă refer numai la materialul emis de cei doi, Traian Dors și Niculiță Moldoveanu. Există adăugiri, există, dincolo de aceste simplificări, dincolo de anumite reorganizări, dincolo de aceste notații mici, care ar fi diferențele față de cele două, între cele două ediții? Așa, unde cuvintele au avut un sens, nu știu, sunt doar câteva locuri în care am intervenit, bineînțeles cu lingviști, Ortanța Stângă, care a lucrat la Monitor Oficial, care ne-a ajutat, alți oameni de litere, Rodonia Herring și Claudia Seria de la Galați, care a cunoscut foarte bine psalmii dinainte și a putut să ne semnaleze diferențe. Și de asemenea diferențe între modul în care, pentru că e foarte interesant, Nicolae Moldoveanu a înregistrat acești psalmi, deci avem și cântați. De asemenea avem manuscrisul dumnealui, am avut parte, sora Daniela Moldoveanu ne-a dat acces la manuscrise și atunci am putut să comparăm versiunea din 2000 cu manuscrisele. Ne-am dat seama că anumite lucruri ar fi fost altfel scrise, deci erau scrise diferit în manuscris. Foarte puține asemenea locuri, dar a trebuit să trecem prin tot materialul și să ne asigurăm că și au fost anumite situații un pic neclare. Și în situațiile în care au fost neclarități, atât în manuscris cât și în versiunea din 2000, am ascultat interpretarea lui Nicolae Moldoveanu și am vrut să vedem unde este adevărul. Și de multe ori ne-a ajutat foarte mult să înțelegem care sunt diferențele și, de fapt, cum dorește să se cânte până la urmă. Pentru că vrem să ajungem acolo și vrem să vedem care e spiritul cântării dincolo de litera, dar în același timp să fie lucrurile clare și cei care le citesc să poată cânta așa cum trebuie. Da. Am observat și din ce s-a interpretat la lansare, sunt unii psalmi extrem de cantabili, pănuiala mea este că vor ajunge șlagăre, adevărate șlagăre care vor circula în mediul evanghelic. Sunt unii mai dificil de cântat.
Probabil nu vor fi la fel de populari, dar își păstrează aceeași profunzime a textului biblic. Este Absolut. Textul biblic. Există coruri în această și corul care a fost invitat la lansare, am înțeles că a cântat toată psaltirea de la un cap la altul, sau cea mai mare parte. Ei sunt probabil cei mai avansați în proiectul ăsta. Există posibilitatea de a imagina corurile din bisericile evanghelice cântând mai mult din... Am discutat după lansare cu unii dirijori, cu unii conducători de formații și unii nu păreau foarte tentați. Și cum i-ați convinge? Ce le-ați spune? Poate unii dintre dânși aud pentru prima dată despre acest proiect, poate doresc să-și achiziționeze cartea, să le spuneți cum și-o pot achiziționa și, de asemenea, care ar fi argumentele? Sunteți, de asemenea, și dirijori de cor. Ce metode de a-i convinge și cât de persuasiv puteți fi pentru a-i convinge să folosească această ediție, pe lângă celelalte pe care le folosim? Da. Pentru că acum avem o altă modă de cântare, dar bănuiala mea este că sacrificăm conținutul pentru foarte mult zgomot și formă. Da. Ca să încep cu ceva pe care n-aș dori să-l uit, link-ul pentru a putea comanda este www.psalmicantati.ro / cântările liniuță psalmilor. Da. Cântările minus psalmilor. Acolo pot fi comandate psaltiri și prin curierat ajung ajung la oricine oricine dorește. Și ca să răspund la întrebarea da, cum, ce poți face și cum poți să valorifici? Sau de ce ar trebui? Cum i-ați putea convinge pe colegii noastre să folosească acest material în care mie ca amator și doar ascultător de muzică, nu sunt nici conducător de formații, nici sunt un biet amator, dar care apreciez foarte mult cântarea biblică, cât mai mult conținut biblic, pentru că Scriptura ne spune că niciun cuvânt al Dumnezeu nu se va întoarce fără rod. Decât să ne cântăm, o să vă trimit în privat o cântare, eu am crezut că este o glumă, dar de fapt este reală, o cântare care poate fi cântată oriunde, cum discutam aici cu un alt invitat, poți să o cânți la festivalul de la Mamaia, poți să o cânți sub balcon iubitei sau iubitului, poți să o cânți într-o gașcă de, la focul de tabără, dar nu are niciun fel de, adică este atât de difuz mesajul, încât se potrivește, dacă vrem neapărat, și lui Dumnezeu, dar putem să-l cântăm și ca îndrăgostiți iubitei. Ori aici avem cuvântul lui Dumnezeu care este așezat pe muzică și cred că aceasta este adevărata valoare a acestui proiect. Da. Dincolo de sentimentele noastre pe care le putem pune în cânt. Da. Și nu contest cantautori care își pun sentimentele pe muzică, dar cred că trebuie să avem o scară a valorilor. Absolut, absolut. Dacă m-ar întreba cineva de ce ar trebui sau cum ar trebui să arate textele cântărilor noastre sau cine spune ce e bine și ce nu e bine, i-aș duce cu siguranță la psalmi. L-aș duce cu siguranță la psalmi, pentru că alea sunt cântări și sunt cântări din cuvântul lui Dumnezeu care este infailibil. Și consider că ei sunt un standard pentru închinarea noastră. Aș putea să spun standardul pentru ce înseamnă închinare prin muzică. Și atunci, ducându-ne acolo, putem să descoperim cea mai vastă paletă de trăiri și experiențe în relație cu Dumnezeu. De aceea aș recomanda, pentru că viața bisericii este viața fiecărui individ, viața fiecărui individ este viața bisericii, fiecărui individ răscumpărat. Și atunci de asta aș recomanda din toată inima cântarea psalmilor în biserică. Dar avem și îndemnuri foarte clare în cuvânt. Vorbiți între voi cu psalmi, cântări de laudă, cântări duhovnicești. Deci cel puțin o categorie este de psalmi. Da. Acum ne gândim la psalmi la care s-a referit Pavel, probabil că s-a referit la psalmii lui David. Și atunci ne gândim cu siguranță că, adică
cu siguranță sunt o resursă pentru închinarea bisericii. În primul rând de asta, în primul rând din acest motiv, iar apoi, cu siguranță, cuvântul lui Dumnezeu este plin, este bogat, este nu doar că îl înalță pe Dumnezeu, dar zidește și biserica. Și îl cunoști pe Dumnezeu din psalmi. Este, este proclamarea a ceea ce este Dumnezeu. Și prin faptul că noi cântăm, articulăm aceste adevăruri, asta ne ajută în primul rând să le memorăm, în al doilea rând să le conștientizăm și să le suntem judecați de ele, suntem ajutați, încurajați de ele, să ne putem schimba. Suntem îngrijorați ca părinți de noile generații și de gusturile lor muzicale. Dar să nu uităm, și eu am trăit asta, din păcate și cu bune și cu rele, să nu uităm că noi modelăm gusturile copiilor noștri și în funcție de lucrurile pe care le ascultăm în mașinile noastre, când mergem la drum, în funcție de ceea ce punem pe YouTube-urile din casele noastre, CD-urile pe care le cumpărăm, noi modelăm gusturile copiilor noștri. De asemenea, cred că un lucru care a dispărut odată cu faptul că ne-am înconjurat de atâta tehnologie, un lucru care a dispărut și de care mi-amintesc cu mare plăcere în familia soției mele și apoi chiar și în familia noastră, este mama cânta, noi am cântat, părinții soției mele au cântat, a fost acea cântare familială. Ei, Psalmul 78 ne spune ceva fascinant. Ascultă poporul meu învățăturile mele, luați aminte la cuvintele gurii mele, îmi deschid gura și vorbesc în pilde, vestesc înțelepciunea vremurilor străvechi. Ce am auzit, ce știm, ce ne-au povestit părinții noștri, nu vom ascunde de copiilor, ci vom vesti neamului de oameni care va veni. Și observați aici care este curiculum. Laudele Domnului, puterea Lui și minunile pe care le-a făcut. El a pus o lege, o mărturie, a dat o lege în Israel și a poruncit părinților noștri să-și învețe nea copiii, ca să fie cunoscute de cei ce vor veni după ei, de copiii care se vor naște și, și care când se vor face mari să vorbească despre ea copiilor lor. Bun, cântarea în familie este una dintre cele mai la îndemână moduri și observați aici, ce să învățăm pe copii? Din generație în generație aici avem 4 generații. Laudele Domnului este unul dintre lucruri și ce laudă mai bine țintită, mai precisă, mai în tăitură de bisturiu putem avea decât psaltirea, care este, este cartea de cântare a Scripturii. De asemenea, prietenilor noștri din mediul ortodox care iubesc psaltirea, psaltirea este cea mai populară carte scoasă din canon și publicată separat. Le recomand să încerce, mai ales dacă au preocupări muzicale, celor care au grupuri muzicale, să încerce. E un experiment care cred că le va îmbogăți activitatea muzicală. Absolut. Pot fi cântate în multe variante, în multe feluri. Noi am încercat să facem cât mai accesibilă această ediție, cât ori mai multe tipuri de formații. De-aia am și pus acorduri, de-aia am și lăsat armonia originală, dar avem melodia, avem acordurile. Dacă există aranjamente, încurajăm creativitatea, încurajăm multitudinea de moduri de expresie. Să nu uităm, să precizăm, pentru cei care au ezitări în citirea muzicală, și eu sunt unul dintre aceștia, deși sunt cititor de notă și încheia sol și încheia fa, am încercat și încheia do, dar nu e activitatea mea favorită, ca să zic așa, dar pentru cei care au ezitări și nu sunt profesioniști, există niște înregistrări pe YouTube. Da? Da. Le puteți să ne spuneți cum să căutăm și cum să găsim cel puțin o parte dintre psalmi. Da. Deci toți psalmii sunt înregistrați de Nicolae Moldoveanu și sunt pe YouTube, în versiunea cântată de dumnealui. Desigur, sunt versiuni, sunt foarte vechi acele înregistrări, dar sunt încă repere. De asemenea, am încercat să înregistrăm și avem un proiect în derulare, în colaborare cu Universitatea Emanuel, în cadrul laboratorului de creație muzicală și cercetare bisericească, muzicală bisericească, și înregistrăm acești psalmi. E un proiect care se întinde pe mai mulți ani și încercăm să înregistrăm în scop didactic. Deja primii 30 au fost înregistrați, primii 25 publicați, voce și pian,
Primii au fost făcuți cu Alina Bălăceanu la pian, Felicia Guriță voce. Și ne dăjduim să putem continua în primăvara aceasta cu altă serie de 25 și să continuăm acest proiect. Deci e un proiect în derulare și sunt psalmii înregistrați integral. Deci de data asta toate strofele înregistrate și sunt un, să spunem, un reper pentru oricine vrea să învețe. Ultimele două întrebări, dar aș sta de vorbă cu dumneavoastră până mâine dimineață despre ceea ce mi este drag sufletului meu, psalmii cântați, dar ultimele două întrebări, pentru că timpul ne fugărește și nu ne iartă, ce a însemnat pentru dumneavoastră personal lucrul acest psalm? V-a îmbogățit, v-a sărăcit de timp emoțional, v-a stors sau v-a făcut să înfloriți profesional, personal, spiritual? Da. A fost o experiență, a fost ca o călătorie prin psalmi de mai multe ori. Odată am călătorit doar cu textul, a doua oară din nou cu textul, pentru că a trebuit să centralizez toate sugestiile, propunerile și deciziile finale care au venit de la specialiști. Și a trebuit să ne asigurăm și să mă asigur că sunt toate coordonate și sunt puse cap la cap. Extraordinar. Și ce este extraordinar în acest aspect este că noi suntem obișnuiți totuși cu, deși suntem obișnuiți cu limbajul clasic al Cornilescu, ne este foarte la îndemână. Da. Când îl vezi pe Dorz, cum interpretează Cornilescu, pentru că asta este aici, Dorz interpretează Cornilescu, este extraordinar. Ai noi lumini pe foarte multe din texte, ai parte de niște experiențe extraordinare. Și da, într-adevăr, n-a fost ușor să trec prin Psalmul 91, pentru că a fost drag tare tatălui meu și l-a cântat cu două săptămâni înainte să plece la Domnul. A fost chiar în perioada aceea. Știu că ați spus, de asta într-un fel v-am provocat, nu vreau să deschid o rană, dar este într-un fel o rană dulce, pentru că așa cum ați prezentat-o la lansare, a fost și o mângâiere. Absolut. Respectiv, să lucrez chiar în perioada aceea a pandemiei, tatăl dumneavoastră a trecut spre Domnul și chiar atunci a lucrat la acest psalm. Da, și am lucrat tot în acea perioadă și psalmul 22 și psalmul 22 a fost o adevărată mângâiere pentru mine, pentru că pentru că am știut că Domnul Iisus Hristos a trecut pe acolo. Și toată gama de stări sufletești și că înțelege. Da, foarte frumos. Da. Foarte frumos. Și este extraordinar de sugestivă melodia. Psalmul 22. E unul dintre cei mai cantabili. Și sfâșietor în același timp. Au niște salturi melodice extraordinare. Este octavă, octavă direct. Și nu e ușor să cânți octavă cu o biserică. Adică nu e nu e în orice cântare. E unul dintre favoriții mei, mărturisesc. Și nu încetez să ascult și să mă uit peste note. Care e viitorul? Ce proiect ar urma? Înțeleg că e să pregătești o retipărire a unui tiraj nou. Deci cei care vor dori să comande vor avea... Sunt deja retipărite. Excelentă există, veste, da? Există, sunt retipărite. Urmează o aplicație de telefon mobil și tabletă. O aplicație. Excelente vești, da. Pentru că suntem din ce în ce mai mult pe telefoane, lucrurile sunt foarte, foarte la îndemână. Și sperăm să nu dureze mult. Avem deja cea mai mare parte din material și... urmează să fie implementate. Sigur, ne dorim o aplicație la îndemână, ergonomică și să aibă lucruri la îndemână, inclusiv melodiile să poată fi ascultate. Neapărat link-uri spre YouTube, în regulă, dar să aibă și posibilitatea să poți să asculti și să cânți cu fișier MIDI, melodie. Așa sperăm, suntem în discuții și acum lucrăm. Dacă sunt fișiere MIDI, sunt și... pot fi și transpuse, pot fi adaptate la tempo, la înălțimea notelor, să poată fi accesibile. Excelent, vești. Vă mulțumesc foarte mult pentru timpul. Știu că a fost un sacrificiu și personal și din perspectiva familiei, acest timp pe care l-am petrecut împreună. Și ce să spun, vă urez succes, vă ținem pumnii și așteptăm aplicația să ne fie mai la îndemână. Să putem cânta cuvântul lui Dumnezeu.
Mulțumim și alte proiecte legate de psalmi continuă. Sunt da. Și altele în derulare și alte dorințe de a fi publicate. Cu siguranță Eugen ne da. Va spune mai multe Sigur. Detalii. Vom continua. Și spunem și noi solid Deo Gloria, numai Domnul ne-a ajutat până aici și numai Domnul a fost cel care a condus toate lucrurile. Considerăm că e lucrarea Lui și El să fie glorificat prin fiecare psalm cântat. Așa să fie în veci de veci, amin. Dragi prieteni, iată, am discutat despre psaltire. Și sperăm să readucem psaltirea în casele noastre. Cântați Domnului o cântare nouă. Și de ce o cântare nouă n-ar fi o cântare veche, pe o melodie neștiută încă, pe care o puteți învăța? De ce n-ar fi o cântare nouă, un text nou, un text readus urechilor noastre într-o versificație nouă? De ce cântare nouă ar fi numai ceea ce considerăm noi că este noutate din pricina faptului că este compus mai aproape de timpurile în care trăim. Așadar, vorbiți între voi, pentru cei care consideră că sunt afoni sau n-au ureche muzicală, puteți vorbi între dumneavoastră recitând acest psalm. Vorbiți între voi cu psalm și cântări de laudă. Dar nu cred, dacă putem să distingem diferența dintre voci, putem să deosebim diferite tipuri de sunete, avem de-a face doar cu oameni care nu sunt educați muzical. Și puteți intra în mare aventură a educației dumneavoastră muzicale, iată, cântând ce-i cel mai sigur. Și chiar dacă melodia nu ne place întotdeauna și chiar dacă melodia este criticabilă, cel puțin atunci când cântăm textele Scripturii știm că textul este bun, textul este sigur și textul este adevărat. Vorbiți între voi cu psalm și cântări de laudă. Până data viitoare, când ne vom întâlni probabil pe aceeași temă, dar vom intra în motivarea teologică a cântării psalmului, încercați să cântați psalmul.